Salutare, Ovidiu! Suntem cu Ovidiu, Ovi Pătrașcu. Probabil, nu probabil, sigur, cel mai prolific jucător de FIFA român al tuturor timpurilor și unul dintre foarte puțini profesioniști din acest domeniu. Ce faci aici, la Lenovo Concept Store, Ovidiu? Ce se întâmplă? Salut! Sunt participant aici la turneu organizat de Lenovo, unul dintre cele mai mari turneu organizate până acum în România pentru FIFA pe PC. Pentru FIFA pe calculator. Am mai văzut și alte nume celebre, totuși, din România pe aici. Cine a mai venit? Toți jucătorii buni sunt prezenți la acest LAN. Knight, Bebe, Coldblood sunt și ultra jucători foarte buni. Absolut toată spuma, dacă pot să zic așa, e prezentă la acest LAN. Am înțeles. Tu, în momentul ăsta, reprezinți echipa ta sau ai venit în nume personal? La momentul acesta reprezint echipa mea. Spune-ne Western pentru Boys. Cine joci. Pentru? Pentru Western Boys. Sunt partea europeană a Lowland Lions. Deci toți jucătorii care sunt din Europa au fost transferați de la echipa mamă din Belgia la o echipă europeană cu intitulată Western Wolves. La Western Wolves. Mai e cineva, mai e vreun român care activează, care joacă și la Western Wolves? Bebe este în aceeași echipă. Bebe, campion mondial la FIFA. Da. Am înțeles. Cum a decurs până acum ce s-a întâmplat aici? Am avut un start mai greu în grupă. Am făcut un egal, dar după aceea am câștigat ambele meciuri. Ce s-a întâmplat cu 3-0 ăla? Zine și nouă. Ai condus cu 3-0? 3-0 și după aceea am întors adversarul cu 4-3 și l-am egalat 4-4 în 90. Fiind și primul meci nefiind încălzit, poate și asta a fost o problemă, dar am întors după aceea. În celelalte două meciuri am câștigat ambele și am reușit să obțin primul loc. Am înțeles că ai făcut scorul concursului până acum. Da, sau greșesc? Cu 9-0 atunci în grupă. Aveam nevoie să câștig la mai mult de 2 goluri pentru a avea locul întâi asigurat. Și ai câștigat cu 9 goluri diferență. Da. Am înțeles. Ce ți-ai propus pentru azi? Să câștigi? Să ajung cât mai sus în turneu. De fapt, normal mi-aș dori să câștig, dar cel mai important este să practic cel mai bun joc care pot eu să-l practic. Și după aceea depinde și puțin de noroc. Dacă va fi de partea mea, atunci voi câștiga. Dar trebuie să fie un păcat cu mine însuși că am jucat bine. În afară de Lenovo Concept Store, care organizează acum împreună cu ESL, am impresia, nu? Și cu Gamix TV, evenimentul ăsta, ce se mai întâmplă prin România legat de FIFA, în materie de FIFA? Într-o săptămână va fi și Comic-Con Logitech Invitational, în cadrul Eastern European Comic Con, tot cu ESL și GameX, din câte știu eu, parteneri. Premii bunicele și acolo, tot la fel, spuma jucătorilor va fi prezent acolo. Și după acest Comic Con, astea am înțeles că sunt comasate acum în luna martie. În general, în România, la FIFA se mai așteaptă ceva, nu știu, mediu online, offline, cam cum stăm? Vor fi, din câte am înțeles, vor fi calificări pentru SBC, Electronic Sports World Cup, vor fi și pentru ESF și încă nu știu despre World Cyber Games. Rămâne încă să se anunțe, dar cu siguranță acestea vor fi câteva turnee de calificare. Tu, în afară de faptul că activezi în România la ce înseamnă turnee online, offline, mai joci și pe afară, presupun. Sau joci online în competiție cu jucători de afară? Da, în competiție de afară și e un bun prilej să mă antrenez cu jucători care sunt la același nivel cu mine, pentru că în lume sunt foarte mulți jucători buni. Și reprezentându-mi echipa, beneficiez și de suportul lor la fiecare LAN și este destul de bine, părerea. Mai e cineva în afară de tine din România care mai are suportul ăsta din partea unei organizații de afară? Sunt jucători care mai primesc suport, dar nu știu dacă la fel de bun. Ca tine. La fel de bun ca mine, nu știu asta cu siguranță. Deci nu pot să mă plâng. Bine, Ovidiu, mersi frumos pentru timpul acordat, succes aici la Lenovo Concept Store, la LAN și o să te urmărim în permanență, te urmărim noi în tot ce faci online, pe pagina ta de Facebook. Am înțeles că ai o pagină de Facebook foarte simpatică, canal de YouTube. Da, /OviFIFA cu 2DV și Y la Ovi și mă puteți urmări acolo în continuare. În curând o să particip și la FIFA Interactive World Cup pe 5, 6, 7 mai în Madrid. Sunt calificat acolo și sper să realizez lucrurile în poșa. E un alt fel de joc? Interactive? FIFA 13 pe PS3. Să te mai întreb ceva, că vreau să te mai întreb ceva. Schimbările astea pe care le face developerul, Electronic Arts, de la an la an, FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, sunt majore? Sunt, pentru că mulți se sperie de... avantajul casual gamer. Dacă ești casual, adică ocazional să te joci, jocul este foarte ok, adică random niciodată un meci nu va fi la fel, dar pentru gamerii profesioniști care încearcă să caute un tipar în joc și totuși să câștige cel mai bun, nu prea. Este foarte random jocul de la an la an. Deci, practic, tu când ai fost, de exemplu, în Coreea, la ESF, nu? Acolo s-a jucat... Era o versiune a jocului FIFA 2007, adaptată pentru ei și atunci conta mult mai mult skill.
Am înțeles. Deci asta vreau să întreb. E grea trecerea de la un joc la altul, cu toate că toate sunt fotbal, toate sunt tratează aceeași chestie? Da, fiind și schimbat motorul de joc, este dificilă trecerea. În special când schimbă motorul. Am înțeles. Ne spui ce ai făcut la Dubai, ca ultimă întrebare. Ai fost la Dubai anul trecut? Da, am fost finalist la FIFA Interactive World Cup, primul reprezentant din România și din păcate n-a reușit să ajung mai mult de top 12, dar pentru prima participare a fost ok. Ținem cont că este best of one acolo, nu se joacă pe la celălalt turneu best of 3. Deci nu ai a doua șansă, ai un singur meci de jucat și da, dacă l-ai pierdut... Primul la orice turneu profesionist este best of 3. Am înțeles. Se mai prefigurează ceva și pentru anul ăsta? În genul ăsta? Am zis mai devreme că o să fiu la Madrid tot pentru aceeași finală mondială, probabil același sistem best of one. Acum sper să ajung mai sus decât am ajuns la trecut. Am înțeles. Mersi frumos, Ovi. Succes aici, succes în continuare, succes pe mai departe și ținem legătură. Este singurul jucător profesionist care joacă de pe tastatură. Da, să vedem acum pe Conflor, face foarte bine Con. Foarte frumos a fost și aici. Să vedem a centra, da, într-adevăr și salvează acolo